În rutina de azi ne vom concentra pe deschiderea șoldurilor, locul unde se adună cele mai multe tensiuni fizice și mentale. Așează-te confortabil, închide ochii, adâncește-ți respirația și adu-ți puțin atenția în interiorul tău. Urmărește inspirația, expirația. Ușor deschide ochii, așează tălpile la marginea saltelei și rulează spatele vertebră cu vertebră pe podea. Aduci ușor genunchii la piept. Poți să-ți masezi puțin spatele stânga-dreapta. Prinde genunchii cu palmele și lasă genunchii să cadă în lateral. Îi aduci din nou la piept, îi trimiți din nou în față să faci câteva ronduri din șolduri. Aici intrăm puțin în șolduri, încălzim șoldurile. Respira adânc. Continuă și schimb direcția. Depărtezi genunchii, apropii, aduci la piept din nou. Dirijează genunchii cu palmele. Respira adânc din abdomen aici. Și ușor adui ambii genunchi la piept, te îmbrățișezi și întinde piciorul stâng pe podea, lasă genunchiul drept la piept, cât mai aproape de tine. Relaxează umeri. Și acum deschide genunchiul drept în lateral, înspre umărul drept. Poți să introduci genunchiul în interiorul cotului sau poți doar să-l ții cu palma. Și trage genunchiul cât mai aproape de umăr. Brațul opus poate să fie relaxat pe podea. Și rămâi puțin aici. Invit o stare de liniște, de calm, în minte, în corp. Ușor aduci din nou genunchiul la piept și o să intrăm într-un half happy baby. Poți să-ți prinzi exteriorul gleznei sau exteriorul tălpii cu palma și tragi de genunchi înspre podea. Și talpa este îndreptată în sus. Și cu fiecare expirație încearcă să tragi mai mult de genunchi înspre podea. Respir. Cu fiecare expirație încerci să intri puțin mai adânc, să-ți deschizi șoldul puțin mai mult. Dai ușor drumul la picior, aduci din nou genunchiul la piept și facem schimb de picioare, întins pe dreptul în doi pe stângul, cât mai aproape de tine aici. Și lași genunchiul stâng în lateral, înspre umărul stâng. Poți să-l ții cu palma sau îl introduci în interiorul cotului și îl tragi cât mai aproape de umăr. Și respiri aici, relaxează umeri. Relaxează-te. Ușor aduci din nou genunchiul la piept și intri într-un half happy baby. Ori prinzi exteriorul gleznei, ori exteriorul tălpii, tragi ușor de genunchi înspre podea, talpa este îndreptată în sus și cu fiecare expirație încerci să trimiți mai mult genunchi în jos. Relaxează omoplatul stâng, brațul opus poate să fie relaxat pe podea. Respira adânc din abdomen aici. Încearcă să inviți mai mult aer în tine, să încurajezi corpul să se deschidă, mintea să se destindă. Și din nou aduci ambii genunchi la piept, aici îi îmbrățișezi și o să intrăm într-un happy baby. Ori îți prinzi exteriorul gleznelor sau exteriorul tălpilor și tragi de genunchi în lateral înspre podea și tălpile sunt îndreptate în sus. Și cu fiecare expirație relaxezi mai mult omoplații, tragi mai mult de genunchi înspre podea. Și poți să urmărești inspirația, cum îți mărește volumul abdomenului. Expirația îți restrânge abdomenul. O postură minunată de a intra adânc în șolduri și că relaxează tot mai mult corpul.
Poți aduce un mic balans stânga-dreapta dacă îți place sau poți să rămâi într-un singur loc și să respiri adânc. Ușor dai drumul la picioare, îmbrățișezi din nou genunchii la piept. Și îți prinzi picioarele din spatele genunchilor și te balansezi până sus, treci printr-o poziție confortabilă, treci peste genunchi și ne întâlnim în palme și în genunchi. La mijlocul saltele și ai să-ți ridici șoldurile înspre cer și sternul spre podea, intrăm într-un downward dog. Primul down dog, poți să îți oferi puțin timp, să aduci puțină mișcare în corp, poți să pedalezi de pe un picior pe celălalt, să întinzi puțin mai mult coapsele, gambele. Găsește-ți un loc unde să-ți deschizi pelvisul, să intre adânc în postură și trimiți pieptul înspre podea. Inspirația îți ridică piciorul drept în spate, în down dog split, deschide șoldurile cât de mult poți tu aici, îndoaie genunchiul de sus și acum o să facem câteva ronduri mari cu genunchiul în aer, să împlici tot șoldul, aduci genunchiul la piept, îl deschizi, din nou, aduci genunchiul la piept, îl deschizi, lateral, încă două, cât mai ample, continuă să te împingi cu palmele în podea, să-ți alungești coloana. Și inspirația îți ridică piciorul în spate în down dog split și acum aduci genunchiul drept la umărul drept, așezi talpa la marginea saltelei în afara palmei. Scufundă shoulder-urile aici într-un lizard pose, relaxezi ușor genunchiul din spate și poți să stai cu toată talpa dreaptă pe podea sau deschizi mai mult genunchiul lateral să stai pe marginea exterioară a talpii. Poți să stai pe palme sau în doi coatele să stai pe antebrațe. Alege locul unde te simți tu cel mai bine, nicio variantă nu este mai bună ca cealaltă. Alege locul în care poți să respiri adânc. Ținta ta pe această practică este să poți respira adânc oriunde te afla. Ca să-ți oxigenezi țesuturile, să liniștești mintea. Și rămâi aici și observă-ți gândurile, vezi unde te poartă mintea, de obicei într-o postură în care eliminăm tensiuni din corp, pot să-ți apară tot felul de gânduri, tot felul de stări, așa că urmărește-te și respiră. Respira adânc cu sunet, să-ți auzi respirația. Ușor așezi palmele pe podea, deschizi pieptul, așezi talpa pe podea, așezi degetele piciorului din spate jos, întinzi genunchiul și ai să pășești în spate în downward dog, trimiși shoulder-urile spre cer, sternul spre podea. Și următoarea inspirație îți ridică piciorul stâng în spate în down dog split, deschizi shoulder-urile aici. Îndoi genunchiul de sus și din nou vom face ronduri mari cu genunchiul în aer. Deschizi genunchiul lateral, îl aduci la piept, îl trimiți în spate și continuă încă de 3 ori. Mișcări cât mai ample, să implici tot șoldul, împinge în palme, să ai un spate drept, respira. Inspiri, întinzi piciorul în spate în down dog split. Și ușor aduci genunchiul stâng la umărul stâng, așezi talpa la marginea saltelei, scufundă shoulder-urile aici și relaxează genunchiul din spate jos. Super! Poți să rămâi aici sau deschizi din nou genunchiul lateral, să stai pe marginea exterioară a tălpii, stai pe palme sau în doi coatele să stai pe antebrațe și din nou vom rămâne aici câteva respirații adânci. Nu, încearcă cu fiecare expirație să îți dizolvi mai mult corpul aici, să intri mai adânc în șold. Vezi cum te simți pe partea stângă, poate să fie diferit ca pe partea dreaptă. Vezi asemănările, vezi diferențele. Respiră
Cu fiecare expirație este o nouă oportunitate să intri mai adânc în postură. Și ușor ai să așezi palmele pe podea și talpa pe podea, întinzi piciorul din spate. Și ușor ne întâlnim în Downward Dog, trimis shoulderurile înspre cer și sternul spre podea. Deschideți pelvisul aici. Inspir. Pe expirație te uiți în față, îndoi puțin genunchii și ai să faci 4 pași până în vârful saltelei și lași corpul greu să cadă peste picioare. Din shoulder poți să relaxezi puțin genunchii. Rulezi spate vertebră cu vertebră până sus. Inspir, ridici brațe. Expir, lași corp greu peste picioare. Din shoulder. Inspir, te uiți în față, deschizi piept, expir, palme pe podea, pășești în spate în plank, formezi o linie dreaptă, vezi să ai palmele sub piept, chaturanga, îndoi coate pe lângă corp, inspir, deschizi piept în up dog, expir, downward dog, trimiți shoulder înspre cer, stern înspre podea. Următoarea inspirație îți ridică piciorul drept în spate în down dog split. Deschide shoulder-urile și o să intrăm în pigeon pose, aduci genunchiul la piept, glezna dreaptă la marginea stângă a saltelei, lași shoulder-ul drept să atingă podeaua. Încearcă să stai pe shoulder și nu pe tibie sau pe genunchi. Poți să rămâi aici cu călcâiul cât mai aproape de tine sau dacă vrei o deschidere mai profundă a shoulder-ului, poți să depărtezi călcâiul mai mult de tine, dar vezi să nu simți o durere ciudată în genunchi. Și să lași ușor corpul să cadă peste picior aici. Rămânem din nou aici câteva respirații. Respiră, relaxează-te. Poți să-ți scanezi puțin corpul să vezi unde ai mai multă tensiune. Vezi piciorul din spate să fie relaxat. Umeri relaxați. Inspir, expir. Lasă expirația să te relaxeze și mai mult. Urmărește-ți mintea, urmărește stările care apar, care vin și pleacă. Și ușor ai să începi să-ți înalți corpul, să-ți deschizi pieptul, așezi palmele pe podea, așezi degetele piciorului din spate jos și îți ridici shoulder-urile în downward dog. Și următoarea inspirație îți ridică piciorul stâng în spate în down dog split. Și din nou pigeon pose, aduci genunchiul la piept, glezna stângă la marginea dreaptă a saltelei, întinzi piciorul din spate, deschizi piciorul stâng cât de mult vrei tu aici, cât te simți tu confortabil, să nu simți vreo durere ciudată în genunchi, inspiră, deschide pieptul puțin mai mult, expir, lași ușor corp să cadă peste picior aici. Și din nou o să rămânem câteva respirații. Ne oferim puțin spațiu să eliminăm tensiuni pe care le-am acumulat de-a lungul zilei. Oricare ar fi starea ta interioară, orice fel de gânduri ar apărea, încearcă să fii alături de tine, să te susții cu o respirație adâncă. Și încearcă cu fiecare expirație să te relaxezi puțin mai mult și mai mult. Și adus toată atenția aici, acum. Ăsta e timpul tău cu tine, dedicație.
Inspir. Pe expirație să-ți ridici ușor trunchiul, deschizi pieptul. Așezi palmele pe podea, așezi degetele piciorului din spate jos și te ridici în downward dog. Trimite shoulder-urile spre cer, sternul spre podea. Vezi dacă poți să trimiți puțin mai mult călcâile în jos. Ai un spate drept din coccis până în vârful capului. Inspir, expir, îndoi ușor genunchi, te uiți în față și faci câțiva pași în față până la mijlocul saltele. De data asta lași corp greu peste picioare, depărtezi tălpile la marginile saltelei cu degetele orientate puțin în diagonală, îndoi genunchii și scufundă shoulder-urile într-un squat. Te împingi cu coatele în genunchi, apropii palmele și îți înalți coloana. Înalță-te cât mai mult, din coccis până în vârful capului și respiră. Condu respirația, condu energia, prana, aerul să curgă fluid din coccis, din chakra rădăcină până în vârful capului, până în chakra coroană. Și ușor deschizi ochii, așezi palmele în spatele tău pe podea, așezi cu grijă shoulder-urile și ai să deschizi larg picioarele în lateral. Așezi palmele în spatele tău, inspir, deschizi pieptul. Poți să lași corpul să cadă în față, dar încearcă să trimiți mai mult piept în față decât frunte. Să trimiți pelvisul în spate. Și respira aici. Poți din nou să favorizezi expirațiile. Încearcă să ai expirațiile mai lungi ca inspirațiile. Să încurajezi corpul să se deschidă mai mult. Încearcă să te folosești de respirație. Să intri mai adânc în postură și nu de forță, nu înaintăm în postură prin forță, ci prin respirație. Și ușor ai să revii sus. Apropii picioarele în fața ta. Aduci shoulder-urile puțin mai în față. Și ai să rulezi spatele vertebră cu vertebră pe podea, aduci ușor genunchii la piept, te îmbrățișezi aici, masezi spatele stânga-dreapta. O să ne întindem în savasana, întinde picioarele, brațele ușor depărtate cu palmele orientate în sus, inspire adânc, expire adânc. Și lasă corpul greu, dizolvat, susținut de podea. Asta este timpul tău în care să inviți o stare de relaxare totală în întreaga ta ființă. Respira aici și relaxează-te. Ușor poți să începi să aduci puțină mișcare în degete, în încheieturi. Ridici brațele deasupra capului. Îndoi genunchii, te întorci pe partea dreaptă cu întregul corp în fetus pose și ai să te ridici înșezut, într-o poziție confortabilă cu picioarele încrucișate. Relaxezi palmele pe genunchi, închizi ochii, inspiri, expiri. Aduți din nou atenția în interiorul tău. Observă inspirația, expirația.
Observă efectul respirației asupra ta. Ușor aduci palmele în fața inimii, ca semn de recunoștință pentru acest timp cu tine, dedicație. Namaste și ne vedem în curând!